Pentru host și domeniu foarte ieftin, accesați linkul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest tutorial vă voi arăta cum puteți rezolva problema cu butonul Start din Windows 10. Știu că mulți dintre voi aveți instalat Windows 10 și sunt 100% sigur că cel puțin o dată ați avut problema cu butonul Start, și anume că acesta nu se mai deschide, nu mai funcționează absolut deloc. Dacă aveți această problemă în prezent și nu știți cum să o rezolvați, și decât să vă reîntoarceți la Windows 7 sau mai rău Windows XP, vă arăt cum să rezolvați această problemă. Va trebui să accesăm Windows PowerShell cu drepturi de administrator. Acest lucru se poate face foarte ușor apăsând pe butonul de search și scriind PowerShell. Ne apare aici PowerShell, dăm click dreapta și Run as Administrator. Însă, de multe ori se poate întâmpla că atunci când butonul Start nu merge, nici search-ul din Windows 10 să nu meargă. Deci avem o problemă. Cum putem deschide PowerShell cu dreptul de administrator? Este foarte, foarte simplu. Dăm click dreapta pe taskbar, Task Manager. Iar în Task Manager va trebui să mergem la File, Run New Task și scriem aici PowerShell și bifăm Create this task with administrative privileges. Adică ne va crea acest task cu drepturi de administrator. Dăm OK și ni se va deschide PowerShell cu drepturi de administrator. Așteptăm puțin. Vedem că acesta este PowerShell. Trebuie să așteptăm puțin să apară aici Windows PowerShell, copyright, etc, etc și locația System32. Iar aici ce va trebui să faceți? Va trebui să introduceți aceste linii. Aceste linii le veți avea în articolul de pe site. Linkul către articolul de pe site este în descriere. Veți putea găsi acolo aceste linii care va trebui să le introduceți aici. Apăsați Enter. Veți aștepta în jur de 5-10 minute, depinde și de rolul de fișiere din sistemul vostru. Aceste linii vor face o verificare a sistemului vostru și vor edita câțiva registri și veți vedea că va funcționa fără nicio problemă butonul Start după ce ați făcut acest lucru. Ca să vă dați seama când s-a terminat totul de făcut după ce apăsați Enter, eu nu o să mai fac asta pentru că am făcut deja, va apărea din nou această locație, ce Windows System 32, deci va apărea din nou această locație când se va termina. În prezent, vedeți și voi, mie merge butonul Start, dar am avut și eu această problemă și am căutat multe ore până am reușit să găsesc o rezolvare. Deci cam acesta a fost tutorialul de astăzi, nu uitați, acele linii de cod le aveți în site-ul din descriere, care este site-ul oficial, veți avea acolo articolul de unde puteți lua cele linii. Eu am fost Emi, sper că v-a fost util acest tutorial, nu uitați, dacă aveți sugestii, propuneri de tutoriale, reclamații sau sfaturi, puteți să le lăsați în rubrica de comentarii. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite, la revedere!